mingea este respinsă. Tot Vlad, Cristea. Activ acest flanc al Pandurilor. 2 contra 3. Vlad Pitili din prima. Cum poate veni șutul lui Boiculeț? Ocazie mare de gol, 1-0 pentru Pandurii. Este golul marcat de Alexandru Grigoraș. Prima reușită din acest sezon a lui Grigoraș Junior. Surprinsă apărarea Petrolului la această fază. Deci formă de offside, foarte mari distanțele dintre fundaș și Petrolului. Da, nicio șansă Vilas la această execuție a lui Alexandru Grigoraș. Cu siguranță Petre Grigoraș, un antrenor și un părinte mândru în aceste momente. Un gol care ar putea să-l descătușeze pe Alexandru Grigoraș. Au fost mai multe momente în acest retur de campionat când fiul lui Petre Grigoraș a fost, să spunem, fluierat de fanii Pandurilor când a avut execuții nereușite. Nu e ușor să joci într-o echipă antrenată de tatăl